critică și cultură, geografii spirituale, nostalgia sintezei, dimensiunile artei moderne, reprezintă doar o parte a numeroaselor studii publicate de eseistul literar și criticul de artă român Dan Hăulică. Dacă ar fi să enumerăm multitudinea funcțiilor, ieșanului născut la 7 februarie 1932, poate că e suficient să spunem despre Dan Hăulică: președinte de onoare al Asociației Internaționale a Criticilor de Artă sau președinte de onoare al Consiliului Mondial pentru Editarea și Cercetarea Artei. Recunoscut pentru calitățile sale, Dan Hăulică a coordonat o serie de importante manifestări precum centenarele Picasso, Miro, Tristan Tzara sau în 1988 Conferința Internațională de la Paris, la sediul UNESCO, pe tema Sud-Estul European, răscruce de civilizații. Alte manifestări cultural-naționale au beneficiat de prezența marelui eseist și critic de artă. Meritele omului de cultură de o asemenea anvergură nu pot fi puse la îndoială, iar noi, cetățenii țării din care vine Dan Hăulică, avem obligația să reînvățăm a așeza corect valorile într-o ierarhie normală și firească și nu într-una bazată pe alte criterii, cum din păcate se mai întâmplă astăzi la nivel de început al mileniului al treilea. Dan Hăulică, criticul de artă, Dan Hăulică, eseistul și membrul corespondent al Academiei Române, Dan Hăulică, redactor șef pentru o lungă perioadă de timp al revistei de literatură universală secol 20, Dan Hăulică poate fi considerat cel puțin, atât cât mai trăiește, unul din între pilonii ce susțin patrimoniul cultural artistic național și cu certitudine nu numai atât.